Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. 9 minute, iar după 2 ani de lupte cu primăria, Ciorile au câștigat parcul Cismigiu din capitală. Și această bătălie. Da. Au câștigat toate bătăliile până acum cu toate primăriile. Practic, nu există, cred, o primărie în această țară care se poate lăuda că a câștigat războiul cu Ciorile. Pare a fi de neînvins. Dacă știți vreuna, dați-ne mesaje. Că eu nu cred că primim așa ceva. 0728-3132, dacă știți vreo zonă din țară urbană, mă refer, de unde Ciorile au fost alungate cu succes. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB, a încercat să gonească Ciorile din Cismigiu în diverse feluri în ultimii ani, fără succes, iar acum a rămas în pană de idei. Între timp, noile locuri de joacă și o mulțime de bănci și alei sunt sufocate de mizeria stolurilor gălăgioase de ciori. Mm. Ele sunt. În 2021, în prima sesiune de bugetare participativă din mandatul lui Nicușor Dan, deci când a venit la putere domnul Nicușor Dan, inițiativa civică Cismigiu, care este formată dintr-un grup de cetățeni ce iubesc și ocrotesc parcul, a depus proiectul Ciorile vecin cu aripi. Cum? Ciorile vecin cu aripi. Ciorile vecin cu aripi. Aoleu, cer scuze. Alexandru Oprița, așa, community organizer la grupul de inițiativă civică Cismigiu, spune că problema nu e nouă. Mie, după toate titulaturile astea, community organizer, Ciorile vecin cu aripi, mi se pare că acțiunea se petrece în Elveția și mă simt mândru. Cumva că am ajuns la nivelul ăsta. Domnul Oprița așadar spune, din ce am aflat de la oamenii care locuiesc de mai mult timp în zonă, ciori sunt în parc dinainte de 90. Doar că erau mai puține. Problemele cauzate de prezența lor s-au acutizat de la an la an. Problema e că momentan nu înțelegem de unde vin acele ciori. De ce doar în perioada iunie-noiembrie? De ce nu-și fac cuiburi în arborii din Cismigiu? Spune domnul Oprița, care pare că regretă că nu locuiesc permanent acolo. Adică, da, știi ce zic? Că sunt ciorile vecini cu aripi și de ce ne pleacă vecinii și nu stau permanent aici? Primăria s-a angajat să financeze cu o jumătate de milion de lei rezolvarea problemei. ALPAB a făcut un caiet de sarcini prin care anunța că vrea o echipă formată din biolog, ornitolog și expert în impactul asupra mediului, ca să studieze comportamentul păsărilor nedorite și să înțeleagă, înainte de toate, de ce vin ciorile în fiecare după-amiază în Cismigiu, în perioada iunie-noiembrie. Le place la relaxare. Da. Că de ce, de ce mergem? Nu tot în parc, tot cam iunie-noiembrie, da, mergem cu copiii și da. Apoi, în baza concluziilor, voiau să se formuleze un raport și să se propună măsuri pentru alungarea ciorilor fără rărinirea lor. Aici este greșeala. Fiindcă vătămarea de orice fel a păsărilor este ilegală. Păi și e cu articol de lege, cu tot ce trebuie. În iulie 2022, fostul director general al PAB, Corina Bega, a declarat într-un interviu acordat Spot Media că a anulat deja în SICAP o primă procedură de selecție a experților din cauza că nu s-a înscris nimeni. Deci, aparent, nu avem nici biolog, nici ornitolog, dibaci. Asta nu e ce oră, mă. Ia dă mai tare. A, acum e târziu. Cred că ai băgat ceva pe scăruș pe acolo. Nu, asta e cioară. Asta e cioară electrică sau ceva. Da, da. Cioară naturală. Așa. Oamenii nu s-au oprit aici, adică au perseverat al PAB-ul. S-au dus la Asociația Ornitologică. Am luat contact și cu mediul academic. Și chiar vrem să găsim un răspuns. Studiul va mai dura, e un proiect pe care noi îl estimăm, așa cum a fost și bugetat, pentru 2 ani. Deci asta e o declarație ce datează din urmă cu 2 ani, da? Bun. Urmă, ăștia de la Sport Media au identificat în SICAP încă un anunț al ALPA pentru selecția de experți care să implementeze ciorile din grădina Cismigiu / vecin cu aripi. Da. Atâmpul că tu dacă intri pe SICAP, ce? Savant. Ceva, ornitolog, ce vrei tu, particular. Și găsești proiectul Ciorile vecin cu aripi. Deschizi? Sincer. De curiozitate, da. Da, să te distrezi. Sunt fir curioase. Dar n-ai cum să o iei în serios. Ba da, mă. Da, mă. ALPAB a precizat că, în ciuda eșecurilor, și-a tot trecut în bugetul anual banii necesari pentru a plăti studiul și întocmirea planului de măsuri împotriva ciorilor. Deci ei au ținut o langă. Între timp, au încercat să găsească variante temporare.
și au atacat ciorile cu lumini, cu ulii și cu sunete. Am constatat că la unul dintre punctele comerciale din zonă e o lumină, un fel de laser care se aprinde noaptea și în zona aia nu mai sunt atât de multe ciori. Au crescut și prețurile, ce să mai caute la punctul comercial? O altă inițiativă a fost... S-a făcut pază. Aole, scuzați. O altă inițiativă a fost să renoveze Foișorul, unde în urmă cu ani de zile venea domne fanfara militară și cânta. Și cred că și fanfara militară, dacă ar cânta acolo, n-ar fi pe placul ciorilor, a spus doamna Bega în iunie 22. N-a mers cu fanfara, ciorile au umplut de mizerie și zona Foișorului. Ciori melomane. Da. Și locul de joacă din apropiere și așa mai departe. Au încercat cu ulii aduși de la Asociația Accipiter și Oimărit. Și n-a mers cu ulii? Nimic. Ce zice? Că soluția funcționează, a mers un pic de tot, dar după aia n-a mai mers pentru că... Ulii s-au giftuit. Nu, au renunțat, nu s-au mai înțeles cu asociația. Păi aici e problema. Asta e că s-au certat cu ea, că ulii aia, eu știu că probabil funcționează. Nu dădeau randament, erau ulii ăștia domesticiți care... Erau niște ulii obezi. Dădeau două ture și oboseau. Da, și trăgeau pe siestă. Au pus pe urmă dispozitive, asta a fost ultima. S-au montat în arbor dispozitive Solar Bird Ultrasound. Atât. Difuzoare cu stație care emit sunete pentru îndepărtarea corvidelor, precum și aparate electronice sonice de mare putere tip laser OP, care, din păcate, nu au avut un rezultat benefic. Cea mai recentă încercare de alungare a ciorilor din Parcul Cismigiu a fost anul ăsta, când firma Cutare, în ianuarie anul ăsta, a propus și realizat o demonstrație cu echipamente și dispozitive de repelling ultrasunete pentru îndepărtarea coloniilor de păsări, care a durat până în aprilie 2024, însă fără rezultat. Deci au făcut o demonstrație, vedeți, după cum puteți uita, ciorile pleacă, nu uita, ea de la extorsiune. Aha. Nu știi? Da. Așa. Însă au funcționat până în aprilie și s-au și lăsat gata. Păguba și cu asta. Alpabu spune că e în continuare în căutare de soluții, de expert. Eu vă spun, le transmit personal celor de la Alpab să încerce să încarce în SICAP același proiect, dar cu altă denumire. Să renunțe la vecinii cu aripi și s-ar putea să apară și ornitologul Moldorii.